Astăzi se încheie o nouă etapă în Liga Secundă, cea cu numărul 12. Vă spunem bun găsit la meciul de la Vrig dintre CS Schellenberg și Universitatea Cluj. Poziția 14 în clasament, Schellenberg pe 3 în acest moment, Universitatea Cluj. Execută Tătar și este 1-0 pentru Schellenberg. Perfect, a trimis capitanul gazdelor. De 33 de ani, cu multe meciuri la Hermannstadt, FC Brașov. În 2020 a venit la Schellenberg. Voleul lui Haită, Tescan, înalță mingea în 6 metri, lovitură de cap, este 1-1, un gol. Un pic norocos, dar ce mai contează, Universitatea reușește să restabilească egalitatea prin Alex Boiciuc. Două goluri venite după faze fixe, pentru că și aici totul a pornit după un corner. Apoi această minge aruncată de Tescan reușește să trimită acolo Boiciuc, deși era între doi. Centrează, cred că a fost fault acolo făcut de Tescan. Jocul continuă cu lovitură de la 11 metri pentru Universitatea Cluj. Aici a căzut un jucător de la Schellenberg acuzând fault în atac, iar apoi Hențul este cât se poate de... Era Mavriche, Haită, 2-1 pentru Universitatea Cluj. A trimis cu piciorul stâng pe centrul porții. Revedem. Da, am o senzație că nu a rămas pe puțin cu picior pe linia porții goalkeeperul gazdelor, dar la reluare am văzut că da. Lovitura liberă pe care o execută Ribeiro. Iar rămâne în care, o execuție frumoasă, o foarfecă. Atent însă, Gal, care repune repede. Am revăzut execuția spectaculoasă. Până la urmă, un șut de la distanță, puțin pe lângă poarta lui Rareș Gal. Cu un șut fără elan, de pe loc. Cu piciorul stâng, nu mai e executată de Tătar. Tătar e interiorul careului, bate Iameogo, lovitură de cap perfectă, gol, 2-2, marchează Messier Biatu Musuca. Iameogo pentru golul lui Messier. Și Iameogo are partea sa de vină la primul gol al clujenilor. Dintre cei doi, Messier și Iameogo, are luat atunci Boi. Mult mai bună această repriză secundă. Da, ce prostie face Gâț. La câteva secunde după ce a încasat un cartonaș galben, îl vede și pe al doilea și Universitatea Cluj rămâne în inferioritate numerică. 20 de minute în care clujenii vor evolua în 10. Galbenul este cât se poate de meritat. Și de 6 jucători de la Schellenberg în interiorul careului. O reluare extraordinară. Voleu imparabil. Marchează Ciocâlteu. 3-2 pentru Schellenberg. Cât de liber era Ciocâlteu. Găuri în defensiva clujenilor după eliminarea lui Gât. Pasă în centru, gol superb și ce bine a lăsat Mavriche avantaj pentru că fusese faultat Tătar. Iată faza încă o dată. Un fault clar acolo la Tătar. Mavriche lasă jocul să continue, lasă avantaj. Vine acest șut al lui Cărăruș, atinge cu vârful degetelor Gorcea, dar nu poate împiedica golul.
Era și mascat de ispas. O surpriză în acest ultim meci al etapei cu numărul 12. CS Schellenberg o învinge pe Universitatea Cluj cu 4-2. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.